Bună dimineața tuturor! Ne aflăm la Sibiu pentru o nouă ediție a emisiunii Oameni și Case, un program RFI România cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. La Oameni și Case vorbim despre istoria mare și despre istoria mică, vorbim despre primul război mondial, dar și despre Marea Unire. Cu acest program ne plimbăm prin mai multe orașe din țară. Ne-ați ascultat probabil la București, ne-ați ascultat la Cluj, ne-ați ascultat la Craiova. Acum suntem la Sibiu, va urma Timișoara și va urma Iașul. În toate aceste orașe încercăm să aflăm poveștile locului, dar și poveștile locului văzute din perspectiva marii istorii. Pentru această primă oră de program vom vorbi despre istorie, evident. Îmi e puțin dificil să fac o ordine anume, așa că voi începe cu gazda noastră. Silviu Borș este directorul Bibliotecii Județene Astra Sibiu, locul în care ne aflăm. Domnule director, vă mulțumesc foarte mult pentru găzduire. Suntem într-una dintre cele mai frumoase, probabil, săli din această bibliotecă, o sală care găzduiește colecția de carte veche, o carte foarte veche, de fapt, pentru că cel mai vechi volum pe care îl aveți în această colecție a fost tipărit în 1511. Vom vorbi pendelete pe parcursul emisiunii de astăzi, atât despre importanța Bibliotecii Județene Astra, cât și despre fondul dumneavoastră de carte, însă vă mulțumesc deocamdată pentru disponibilitate, pentru amabilitatea de a ne găzdui. Aș vrea dar să spun ascultătorilor noștri că ne pot urmări și live pe pagina de Facebook a RFI România. Profesorul universitar Sorin Radu este decanul Facultății de Științe Socio-Umane. Bună dimineața! Vă mulțumesc foarte mult pentru disponibilitate. În mod sigur ne veți introduce în marea istorie a Primului Război Mondial, dar și importanța Marii Uniri. Despre, iată, unul din subiectele despre care vom vorbi astăzi. Și mă bucur să-l revăd în cadrul emisiunii de astăzi pe Răzvan Pop, viceprimarul orașului Sibiu, specialist în istoria Sibiului. De fapt, ați studiat, toate studiile dumneavoastră sunt în jurul istoriei orașelor. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru disponibilitate. Pentru început, vă propun să demarăm această discuție cu locul în care ne aflăm, domnule Silviu Borș. Da, bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați venit la noi pentru această emisiune și desigur că vă mai așteptăm. Cu siguranță nu o să epuizăm subiectul care arată importanța acestei instituții în comunitatea transilvaniană, deci nu numai sibiană. Așa cum am spus, vă mai așteptăm. Locul în care suntem acum, fizic, este doar de la începutul secolului al XX-lea, dar cauzele pentru care a fost construit acest loc sunt mult mai vechi. Fără să situez într-un context neapărat politic și social, acest fapt, de fapt, instituția în sine se datorează înființării în anul 1861 a unei asociații culturale, cum îi spun eu, vechea Asociațiune Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, în anul 1861, către sfârșitul anului. Odată cu constituirea ei, s-a constituit și biblioteca. Biblioteca fiind una dintre structurile funcționale sau una dintre primele structuri funcționale ale vechii asociațiuni. Care era scopul acestei asociații? În termenii de atunci, propășirea culturală a poporului român. Dacă este să ne uităm, spre exemplu, să studiem lucrarea lui George Barițiu, Istoria Transilvaniei, pre 200 de ani în urmă, el spunea la momentul respectiv că, la momentul constituirii asociațiunii,
că se puteau număra foarte ușor intelectuali din români din Transilvania, pentru că erau foarte, foarte puțini. De fapt, întreaga asociație a fost constituită pornind de la o solicitare a guvernului austriac de a către intelectualitatea românească de a stabili o limbă oficială română pentru a putea comunica pe linia administrativă. După mai multe formule nereușite, s-a constituit asociația care și-a propus de fapt mai multe să facă și a și reușit. Pe lângă aceea de a susține viața culturală românească și de a o dezvolta, spre exemplu, au constituit și un sistem de alocare de stipendii, se numeau în perioadă, de burse pentru școlari, studenți și așa mai departe, pe mai multe paliere. De la mici meseriași, ideea era să învețe, să pornească și să gestioneze o afacere ca să poată trăi mai bine, până la viața academică, și anume aceea de a școli studenții români în Occident, evident, și a le asigura burse în sensul acesta pentru a se putea întoarce în, eventual în administrația locală și a susține populația română. Deci un rol foarte important pentru comunitate. Biblioteca, încă de la înființare, a fost un punct nevralgic al acestei comunități, a reușit să-i strângă? Pentru început, biblioteca a fost gândită a sta la dispoziția membrilor asociațiunii care erau constituiți în comisii științifice, să spunem așa. Însă, în câțiva ani de zile, au fost nevoi să o deschidă pentru public, văzând și realitățile din celelalte provincii române și, evident, având contact și cu instituțiile similare din Transilvania și din afară. În așa fel încât în 1869 se constituie primul regulament de funcționare al bibliotecii. Desigur că a avut ca model și alte regulamente. Este momentul în care practic biblioteca devine publică și este și prima bibliotecă românească publică din Ardeal. Un fond de carte absolut impresionant. Vom vorbi puțin mai târziu despre originea sa și despre ce se găsește deja în această încăpere. Din câte am înțeles, sunt peste 6.000 de volume. Cel mai vechi, tipărit în 1511, cel mai recent, pe la 1800, în sfârșitul secolului al XIX. Fondul de carte de aici, da, într-adevăr, nu este cel mai vechi din Sibiu. Cea mai veche carte pe care avem noi, într-adevăr, este din 1611. După normele din domeniu, este considerată carte veche străină, cea tipărită până la maxim anul 1800. 1800 punct. Da. Am înțeles. Este un loc absolut minunat. Carte germană, evident, dar și multă carte franceză în acest fond de carte. Și ieri și astăzi am răsfăit câteva volume de un rafinament extraordinar. Mai târziu vom încerca să aducem mai mulți cercetători care să vină să studieze aceste cărți, pentru că cred că lipsește puțin trafic în această încăpere splendid renovată și pusă la dispoziție poziția publicului. Dar haideți să vorbim puțin despre marea istorie, dar și despre mica istorie. Domnule Sorin Radu, haideți să plasăm puțin contextul istoric al primului război mondial. Vă spun și eu bună dimineața, mulțumesc dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație, bine ați venit la Sibiu, se pare că a răsărit și soarele odată cu începerea acestei emisiuni. Se spune la Sibiu că cel mai frumos se văd făgărașii după ploaie. Cred că dimineața asta Făgărașul arată splendid de aici, din Sibiu. Dar ca să revenim la temă, tema Marelui Război este o temă profundă ancorată în memoria colectivă a europenilor și nu numai. De ce, în primul rând? A generat o literatură de specialitate impresionantă, care n-a fost, sau care nu aparține strict istoricilor, a atras atenția economiștilor, analiștilor politici, ziariștilor, scriitorilor,
literaților, inclusiv artiștilor plastici, pentru că a produs un impact major, nu doar din perspectivă socială, economică, politică, ci din perspectiva mentalităților. A schimbat o lume și a instaurat o altă lume. Nu sunt puțini cei care consideră acest mare eveniment, acest eveniment, Marele Război, ca fiind un fel de eveniment fondator al lumii în care trăim astăzi. De ce se folosesc asemenea cuvinte mari? Poate că uneori suntem tentați să folosim asemenea sintagme atunci când serbăm o, nu știu, o cifră rotundă, 100 de ani de la. În cazul concret, am serbat 100 de ani de la începerea războiului, anul trecut 100 de ani de la intrarea României în război, iată anul viitor vom marca, iertați-mi expresia, am vrut să spun că vom serba 100 de ani de la realizarea Marii Uniri și vom marca încheierea războiului. De ce atâta preocupare? În cazul concret, cred că e justificat acest sintagmă de eveniment fondator sau moment fondator. Și sunt câteva argumente în acest sens. Și foarte pe scurt aș vrea să precizez aceste argumente pentru ca ulterior să intrăm un pic în evenimentele care sunt mai apropiate de România, respectiv de Sibiu. Pentru că Marele Război a generat o nouă hartă geopolitică, a schimbat granițe, a schimbat statutul unor state. Au dispărut imperii, au dispărut 4 imperii în Europa, s-au născut state noi, nu într-un amănunte, s-au născut state noi, s-au întregit state deja existente, cum a fost și cazul României. Deci, din această perspectivă, harta geopolitică s-a reașezat. Este un argument. A dus la sfârșitul războiului o primă mare conferință care urma să stabilească pacea și modul în care urma să facă pace. O conferință de o amploare fără precedent până în acel moment. Conferința de la Paris, desfășurată în anii 1919-1920, va genera o nouă filozofie despre ce înseamnă Europa și ce înseamnă lumea, stabilind niște standarde pe care statele ar fi trebuit să le respecte. Interesant este faptul că dacă acea conferință a stabilit noua hartă europeană, aceeași conferință a aruncat de fapt și sămânța celui de-al doilea război mondial. Pentru că lucrurile n-au fost pe deplin înțelese și în consecință n-au fost rezolvate într-un mod în care să mulțumească marile puteri din acel moment. Un alt argument, Marele Război a produs schimbări social-politice fenomenale. Și nu, cuvântul nu este exagerat. Poate că istoricii uneori folosesc metafore prea multe. Ba chiar țin minte că un profesor de-al meu, Nicolae Jurca, Dumnezeu să-l ierte, m-a învățat să nu folosesc metafore când scriem istoria. Dar când vorbim, poate că e permis. Război produce niște schimbări radicale din perspectiva asta social-politică. Războiul face posibilă realizarea a două mari reforme, mai multe reforme, dar două sunt memorabile. Este vorba de o reformă agrară care se generalizează în Europa și care schimbă mentalitatea față de proprietate. În mod concret, în România dispare marea proprietate și apare pentru prima dată mica proprietate și micul proprietar, adică se schimbă nu doar o structură economică, se schimbă un fel de a fi în România. Țăranul, care până atunci avea un statut de subordonare economică, are pentru prima dată șansa să devină un element activ al economiei și al statului. Se generalizează votul universal peste tot în Europa. Nu doar în Europa, dar Europa, încă suntem europocentriști. Asta este. Deci, votul universal schimbă viziunea despre cum se construiește statul și democrația. Apar sisteme democratice în țări care până atunci nu au avut legătură cu democrația. Sunt state care învață democrația. În consecință, votul universal aduce pentru prima dată, dublat de reforma agrară, aduce pentru prima dată în atenția opiniei publice cetățeni noi. Țăranii din supuși devin cetățeni, în sensul tehnic al, sau constituțional al cuvântului. Deci e o schimbare radicală care la rândul ei generează o a treia, o schimbare de mentalitate profundă. Cetățenii europeni sau supuși europeni de până la 1918 diferă fundamental față de ceea ce însemnau cetățenii europeni de după, inclusiv în cazul României.
vorbeam de un vorbim acum de un soldat țăran sau de un țăran soldat care la sfârșitul războiului este demobilizat, dar acel țăran nu mai este același om care fusese înainte de intrarea sau de participarea la război. Este un om care are pretenții, este un om care își înțelege rolul civic, este un om care se implică în activități politice, sociale și așa mai departe. În practic se schimbă nu doar mentalitatea omului vis-a-vis de statutul lui în societate, ci se schimbă întreaga structură instituțională a statului. O altă chestiune care este extrem de importantă și care poate nu este uneori subliniată foarte bine, Marele Război mai aduce o noutate, propaganda. Nu apare propaganda în timpul Marelui Război. Ea fusese, să zicem, practicată în anumiți termeni înainte de Marele Război. Dar Marele Război transformă propaganda într-o armă de luptă. Este pentru prima dată când în lume se înțelege valoarea fenomenală a acestei arme, propaganda. A fost folosită în egală măsură de cele două mari tabere, să zicem. Iar această instituție, în ghilimele, va deveni în mâna unor state în perioada interbelică o principală armă de guvernare. Ca să dau, nu știu, două exemple, sistemul bolșevic instaurat de Lenin sau sistemul nazist instaurat de Hitler în Germania, unde propaganda devine elemente cheie. Pentru România este, momentul fondator al statului național unitar. Se naște România Mare. Sfârșitul războiului aduce, dacă e să vorbim în clișeul unei, să zicem, istoriografii care astăzi cumva este depășită, încercând să ne debarasăm de ea, vechea istoriografie care creiona cumva imaginea că visul milenar al poporului român a fost să trăiască toți românii în granițele unui singur stat. Și vechea istoriografie consolida ideea că, dacă nu de la Decebal, cel puțin din perioada evului mediu, românii au avut un singur vis, acela de a fonda statul național român. Chiar dacă este o exagerare, este evident un alt aspect, că spre sfârșitul secolului XIX, elita intelectuală, elita politică, consolidează în opinia publică, nu doar în România, ci și în provinciile locuite de români din imperiile vecine, consolidează ideea că nu pot atinge fericirea deplină dacă nu vor trăi în granițele unui stat unitar. În consecință, devine un fel de vis al națiunii, chiar dacă acest vis nu pătrunde și în rândurile populației, să zicem, rămâne cumva totuși la nivelul intelectualității, acest vis devine de fapt motorul principal care angajează România în Marele Război. Și iată că la sfârșitul războiului, datorită efortului, datorită și unei șanse, pentru că, sigur, în istorie șansa joacă un rol fundamental, acest obiectiv fundamental este realizat. Deci se naște România Mare, România Dodoloață, cum se mai folosea expresia, și cu acest eveniment trecem, practic, într-o nouă etapă istorică. Sunteți prima persoană din seria de emisiuni care folosește acest termen, România Dodoloață. Mă bucur că l-am adus aminte. Răzvan, poate plasăm puțin contextul și în orașul Sibiu. Cum arăta Sibiul în 1916, nu? Pentru că vorbim de 1916, și care era rolul său în regiune? Sibiul în 1916 și, de fapt, Sibiul în timpul Marelui Război și mai apoi în perioada imediat următoare Marii Uniri, a fost un oraș în prima linie. A fost în prima linie la propriu, pentru că prima bătălie în care armata română a fost angajată, prima bătălie mare în care armata română a fost angajată a fost bătălia de la Sibiu și, evident, în prima linie a politicii și a vieții cotidiene din acea perioadă. De ce spun toate acestea? Trebuie să ne imaginăm un Sibiu activ în acel moment, un Sibiu în care elita românească era foarte activă și era foarte prezentă, dar și elita germană era la fel de prezentă. Să nu uităm că ambele își doreau până la urmă o mai mare recunoaștere în regatul Ungariei, care făcea parte din acel imperiu dualist. Sediile politice ale celor două mișcări erau la Sibiu, iar era perfect normal ca în momentul în care Primul Război Mondial s-a declanșat,
Sibiu să fie mult mai activ și mult mai interesant și mult mai atent privit de către toate statele din jur. Că vorbim de Imperiul Austro-Ungar, cel care a pornit de fapt primul război mondial, sau vorbim de România, era același lucru. Sibiu, dacă ne uităm geografic la harta statelor din acel moment, era exact pe granița Imperiului Austro-Ungar cu România. Era evident că și Imperiul va fi foarte atent la ce se va întâmpla în zona aceasta, pentru că era o zonă în care, repet, România încă era neutră, încă nu intrau, dar era clar că aveau informații despre intenția României și despre negocierile pe care le ducea guvernul României cu Antanta. Evident că asta ducea și la o efervescență mai mare în rândul elitei din această zonă. Dialogul și permanenta transmiterea ideilor peste Carpați nu era un lucru izolat, ci era un lucru foarte, foarte des întâlnit. Iar lucrul acesta i-a făcut pe toți să fie foarte, foarte mobilizați. Să nu uităm că Sibiu a fost o garnizoană importantă a Imperiului. E adevărat că în momentul bătăliei de la Sibiu, garnizoana nu mai era în Sibiu, garnizoana era deja pe front de 2 ani de zile. Practic, al doilea corp de armată din Imperiul Austro-Ungar care intră în bătăliile din Serbia este cel din Sibiu. Unul dintre conducătorii armatelor austro-ungare din bătăliile din Serbia a fost comandantul garnizoanei sibiene. Deci, iată, ca o mică, foarte mică concluzie, putem spune că sibienii în general erau foarte conectați la ceea ce se întâmplă și din punct de vedere militar, începând cu 1914, pentru că noi așa Transilvania intra din 1914 în război, apoi din 1916 prin conflictul dat în fața orașului și nu doar în fața orașului. Dacă cineva este curios să consulte arhivele fotografice ale Sibiului, vor vedea o fotografie care amintește de fapt de momentul negru al acelei perioade. Bătălia de la Sibiu, repede, nu s-a dat doar în câmpurile din fața orașului, ci s-a dat chiar și aici. Există o fotografie cu biserica de lângă noi, Biserica Sfântului Ioan, care a fost lovită de obuzele aruncate de armata română. Ni se pare bizar, dar să nu uităm că asta este război și asta este bătălia, ea fiind chiar anumite bucăți din clădire prăbușindu-se. Este un exemplu clar și iar foarte interesant este că sibienii au scris. Există foarte multe mărturii ale sibienilor, că vorbim de preotul paroh al Sibiului, că vorbim de Emil Sighieriu, să-i rostez numele, poate cel mai important cronicar al vieții de zi cu zi a orașului, care și-a scris experiența lui din perioada bătăliei, că vorbim de memoriile primarului orașului, care într-un fel miraculos a salvat orașul de la distrugere, sau vorbim de soldați și militari români din timpul bătăliei. Avem foarte multe cronici, avem foarte multe scrieri, avem foarte multe albume fotografice care permanent ne marchează experiența orașului și putem noi astăzi construi practic o imagine a orașului în acel moment. Dacă îmi permiteți o mică paranteză, colegul nostru de la Paris, dramaturgul Matei Vișnec, mi-a povestit în urmă câteva zile, a dezvoltat un proiect foarte interesant referitor efectiv la această generație de oameni care a făcut marele război și care era o primă generație care știa, care mulți oameni știau să scrie și să citească. Dintr-o dată, literele au fost un martor privilegiat, de fapt, al marii istorii. Foarte mulți anonimi și-au scris, au ținut jurnale care acum din când în când apar, unele au într-adevăr un interes foarte mare și sunt publicate. Deci nu mă surprinde ceea ce spuneți dumneavoastră, că au existat multe scrieri și literatura multe mărturii scrise. Literatura Marelui Război este o literatură vastă și cred că este conflictul militar cel mai bine regăsit în artă, în general, în cultură, în general. Pictori, sculptori, scriitori, fotografie, care fotografie a fost foarte importantă, prima, exact, nu, care a intrat în... Era normal ca și Transilvania și era normal ca și Sibiu să se racordeze. Din păcate, spune istoriografia românească, încă n-a cercetat îndeajuns bucata aceasta. Vedem că sunt astăzi răsadurile aruncate, deci probabil că în câțiva ani o să vedem o mult mai mare atenție și o mult mai mare aplecare spre această memorie, să spunem, artistică, culturală a primului război mondial, dar sunt convins că și românii au scrierile lor care vor deveni capitale pentru literatura, pentru arta, pentru pictura noastră. Vă rog. Să intervin și eu cu permisiunea noastră, pentru că ați deschis un subiect extrem de interesant și în egală măsură foarte prezent în preocupările cercetătorilor de astăzi. Memorialistica, corespondența oamenilor simpli sau a
intelectualilor care au fost mobilizați pe front. Reprezintă o direcție interesantă și foarte aprofundată în, astăzi. Dar ce este interesant? E foarte interesant să vezi, de exemplu, cum românii ardeleni, care au fost obligați să lupte într-o altă armată, își înțelegeau statutul lor. Oficial, propaganda era aceea că românii trebuiau să apere Imperiul, trebuia să lupte pentru Crăiuț, pentru drăguțul de împărat, cum era botezat, datoria lor fiind aceea de cetățeni a Imperiului. Este interesant cum oficial presa și, mă rog, inclusiv organele de presă ale partidelor, celor două partide românești, aici din Transilvania, Partidul Național, respectiv Partidul Social Democrat, sublinează această idee. Deci sunt mesaje oficiale. Românii trebuie să apere Imperiul. Dilema lor era profundă, a devenit profundă în momentul 1916, când România intră în război. Și românii din Transilvania, din Bucovina, au ajuns să lupte cu românii din, din România, din vechiul regat. Un alt aspect interesant este legat de modul în care ei scriu acasă sau memoriile lor. Sunt alți oameni, nu mai sunt cei care au fost captați, convinși de propagandă să se înroleze. Sunt alți oameni, pentru că acolo e o corespondență, să zicem, sau sunt scrieri personale și care pun în valoare, de fapt, sentimentele lor reale vis-a-vis de ce au lăsat acasă, vis-a-vis de trăirile interne pe care încercau cumva să și le lămurească. Ce sunt ei până la urmă? Români sau sunt cetățenii Imperiului? Pentru că lucrurile astea nu sunt atât de clare cum par a fi acum. Ei, toți românii au luptat cu mic, cu mare pentru realizarea Unirii. Lucrurile nu au fost chiar așa, pentru că au trecut prin niște dileme sufletești profunde. Sunt astăzi preocupări despre preoții români mobilizați pe front și care cumva încercau să-și împartă misiunea despre care vorbea Silviu, adică aia națională, pentru care au fost educați, suntem români, trebuie să luptăm pentru cauza națională, dar în egală măsură erau preoții oficiali ai armatei imperiale, în consecință trebuiau să disemineze în rândurile soldaților români mesajele oficiale ale propagandei. Fidelitate față de Imperiu, fidelitate față de Viena, fidelitate față de împărat, etc., etc. Și e interesant acum să vezi scrierile, scrisorile trimise acasă sau scrisori care nu au fost trimise din N motive, unele care erau cenzurate, altele care și nu au mai fost trimise din cauza cenzurii, pentru că în paranteză fie vorba, cenzura funcționa. Deci toate aceste lucruri aruncă, să zicem, o altă lumină asupra a ceea ce astăzi îndeopște numim Marele Război. Un foarte interesant lucru este de remarcat, sau dacă am descoperit traseul militar al unui sibian înrolat în armata austro-ungară, indiferent de etnia sa, că era german, că era român, vedem că ajunge în Serbia, vedem că mai mult ca sigur ajunge în Italia și luptă în Alpii italienești, iar de acolo cred eu că au ajuns pe frontul poate la fel de dur și la fel de sângeros ca cel din nordul Franței, ajung în Galiția. Fac o paranteză, cea mai importantă sau cea mai dură bătălie, nu neapărat cea mai importantă, dar cea mai dură bătălie a frontului din Galiția este cucerirea și recucerirea și reeliberarea și reeliberarea fortăreții de la Premșil din Polonia de astăzi. E bine, comandantul acelei fortificații era un sibian nativ născut aici, comandant militar în armata austro-ungară, Kusmanek pe numele său. El a fost considerat un erou în armata austro-ungară pentru că a reușit de două ori să reelibereze, să apere și apoi să reelibereze fortăreața și, bine, în cele din urmă a fost luat prizonier și a ajuns în Siberia, revine în Austria de data aceasta, nu se mai întoarce în Transilvania, unde și moare în anii 20. Dar iată, până în 1916, cât de greu a fost periplul unui ardelean să ajungă până în Galiția, prin practic aproape toată Europa, prin niște fronturi absolut năucitoare pentru ei. Să nu uităm de ororile din războiul din Serbia, acolo s-a întâmplat inclusiv masacre civile, să nu uităm de dura bătălie din Alpi, unde se luptau la înălțimi foarte, foarte mari, iar apoi ajung în acest război cu o armată țaristă care era într-o ușoară deja dezorganizare, ceea ce a dus și la alte trădări, alte memorii, alte trăiri, de fapt, interioare. Poate mai dăm niște nume de sibieni care s-au făcut remarcați în acest mare război. Pentru că de foarte multe ori sunt oameni importanți, iată, despre care n-am auzit, despre care n-am știut și care sunt... Aș vrea să intrăm puțin
poveștile mai, mai personale. În primul rând, toți sunteți din Sibiu? Toți trei sunteți din Sibiu? Mai puțin Silviu Borș, care veniți de unde? Bistrițean. Deci, și amândoi sunteți sibieni. În familiile dumneavoastră, bănuiesc că există, nu? Sau au existat membri ai familiei care... Pentru că toată lumea a fost plecat la război. Aș vrea totuși să mai fac o mică paranteză ca să închem totuși ideea anterioară, pentru că n-aș vrea să înțeleagă că doar în Transilvania sau în rândul românilor transilvaneni a existat această dilemă identitară. Ce sunt ei? Sau care e misiunea lor? Să apere mișcarea națională sau ideea asta de națiune românească sau să lupte pentru împărat? Ca să fie lucrurile foarte clare, trebuie să precizăm că asemenea dezbateri, asemenea trăiri exista și în vechiul regat, în România, de fapt. Pentru că altfel s-ar înțelege că românii cumva au avut o singură țintă, eliberarea cumva Transilvania și lucrurile au fost foarte clare. Ori aici aș face o mică paranteză și apoi cu promisiunea că revenim asupra temei propusele noastre. Adică în România nici acolo lucrurile nu au fost foarte clare. Da, exista teza conform căreia misiunea elitei naționale respectiv a guvernelor trebuie să fie unitatea națională. Și sigur că se punea în discuție cu cine ne aliem, fiind două tabere mari și late. Pentru că cu oricare tabără te-ai fi aliat, orică era tripla înțelegere, ori tripla alianță, măcar o provincie rămânea teoretic în afara ecuației, în sensul că nu putea fi eliberată. Dacă ne aliam cu puterile centrale, pierdeam definitiv Bucovina, Transilvania. Dacă ne aliam cu Antanta, pierdeam definitiv Basarabia, pentru că ea era în componența unui partener important, Rusia. În consecință, în rândurile românilor, elitei de dincolo, a existat o profundă dezbatere, ce vom face? Astfel că au apărut grupări, tabere, care susțineau trup și suflet, trebuie să ne unim, să avem de prioritate unirea mai întâi a Bucovinei și Transilvaniei, deci să ne aliem cu Antanta, pentru că Antanta era predispusă să ne promită aceste lucruri, dar aveam o dilemă, regele era totuși german, semnase un tratat, chiar dacă era secret, de alianță cu puterile centrale. Teza lui era că trebuie să luptăm alături de Germania, alături de Imperiul Austro-Ungar, scopul fiind eliberarea mai întâi a basarabenilor. De ce? Pentru că exista o justificare, ne respectăm un tratat, un cuvânt, era primul tratat fundamental din zona relației internaționale semnat de România ca stat independent. Deci am fi făcut un act cu totul nepotrivit, dacă îl încălcam. Mai mult decât atât, în Basarabia fenomenul deznaționalizării promovate de Rusia era atât de profund încât riscam ca după un număr de ani să nu mai vorbim de o provincie românească. Deci cumva se stabilea un fel de prioritate. Sigur că gruparea pro-antantistă avea o altă viziune, susținând ideea că perla până la urmă României mari trebuia să fie Transilvania, Bucovina, pentru că erau provincii foarte mediatizate, exista o mișcare culturală, politică aici, erau foarte prezente cele două provincii în opinia publică din vechiul regat. A fost extrem de greu regelui, de exemplu, să accepte să facă pasul înapoi și să nu intre în război în 1914. Dar ca să complicăm un pic și mai mult lucrurile, exista o altă trei agrupare, socialiștii, care vin și spun, și am încheiat, vin și spun că ei sunt internaționaliști. Ei nu au o tabără, ei vor pacea. Nu se pronunță nici pentru o tabără X, nici pentru o tabără Y, așa cum socialiștii erau și în vechiul regat, în Transilvania, iertați-mă, care aveau același punct de vedere. Dar mă opresc ca să revenim asupra. Aș vrea să revenim la micile istorii familiale și la poate dăm câteva exemple de nume reprezentative pentru acea perioadă din Sibiu, pentru că eram curioasă și dacă și cum se înțelegeau comunitățile între ele, pentru că ați pomenit de germani și de români, dar aici nu erau numai germani și români, mai erau și maghiari, nu? Dar trebuie mai puțin, probabil, dar nu? Erau? Spuneți-ne, Răzvan Pop, nu erau? Erau, evident că erau, dar repet, ca și elite care aveau un cuvânt de spus, nu erau rolul partidei germane, să spunem, și rolul partidei românești era mult mai evident și mult mai clar. De ce? Partida maghiară și avea conducerea sau structura mai degrabă la Cluj. În Sibiu, pe de altă parte, întotdeauna, tradițional, acestea au fost cele două, să spunem, elite care au refulat. De aceea și a existat, ca o paranteză, în perioada Imperiului Habsburgic, această plimbare a capitalei. Era fiera la Sibiu, fiera la Cluj, a revenit la Sibiu, s-a dus înapoi la Cluj, apoi în cele Sibiu din urmă a trebuit în Sibiu. Sibiu și Cluj se înțelegeau bine?
Avem și acum, să spunem, concurențele noastre identitare, care este mai important oraș, dar cred că amândouă sunt orașe la fel de importante pentru Transilvania sau la fel de definitorii pentru ce a însemnat și ceea ce înseamnă astăzi Transilvania. De subliniat un aspect, Sibiu este era un oraș german și a rămas un oraș german până la începutul anilor 30. Chiar dacă statul român a făcut eforturi considerabile de românizare, să nu uităm, de exemplu, că până la începutul anilor 30, primăria, Consiliul Local era dominat de cetățeni sași. E o realitate asta și asta se bazează pe sau se datorează numărului mare de locuitori sași din Sibiu. Deci asta era Sibiu, era un oraș german. Ca, vă rog. Cred că ar trebui să ținem cont și de faptul că erau și câteva forțe puternice din punct de vedere confesional. Să nu uităm că la Sibiu era Mitropolia Ardealului pentru toți românii din Transilvania și a fost realmente o forță, mai ales după acele episoade de școlarizare, să spunem așa, cu sau fără burse, și mai ales în mediile urbane, preoții erau o forță. Majoritatea acțiunilor, fie ele de orice fel, se pliau pe rețeaua de biserici, în principal ortodoxe românești, dar nu numai. Să revenim la sibieni. Sibieni în timpul Marelui Război. Poate dacă mai amintim o personalitate, să mergem întâi în zona personalităților, l-am amintit pe ultimul șef de stat major armatei austro-ungare, sibian, la fel german de origine. El își face pregătirea militară lângă Viena, la Wiener Neustadt. Studiază de fapt la liceul Bruckenthal de astăzi și apoi la Wiener Neustadt și, cum am spus, este ultimul șef al statului major al armatei austro-ungare în momentul în care războiul se finalizează prin armistițiul deja prea bine cunoscut. Sunt, iată, două, trei exemple de oameni care au participat activ la acest război. Dacă este să mergem în interiorul Sibiului, poate aș aminti de rolul primarului. Pe numele său Albert Dörr, este un om care a făcut tot ce a putut ca orașul să nu fie distrus. De ce spun treaba aceasta? În perioada Primului Război Mondial și nu numai, dacă ne gândim și la războiile dinainte, poate războiul franco-prusac de la sfârșitul secolului XIX are aceeași memorie a orașelor distruse. Practic, dar Primul Război Mondial a fost mult mai elocvent, a fost mult mai puternic, sentimentul era mult mai puternic. Să nu uităm de distrugerea orașului Leuven din Belgia de astăzi, care a fost practic șters de către armatele germane sau Ypres. Normal că lucrul acesta, vă puteți poate imagina ce a însemnat în momentul când s-au trezit cu armata română în față. Repet, armata austriacă nu mai era aici, austro-ungară nu mai era în Sibiu, practic aveam doar o mică garnizoană și până ar fi trebuit să vină cineva să apere orașul, practic orașul era deschis în fața acestei armate române. Plus de aceasta, primele bătălii au și dus la câteva bombardamente serioase și a existat o panică generală. Trebuie să ne imaginăm un Sibiu părăsit în acel moment, un Sibiu în care inclusiv patrimoniul pleacă din Sibiu, atât patrimoniul muzeului Bruckenthal, de exemplu, sau patrimoniul Mitropoliei Ardealului, se mută la Oradea. Și la Oradea și la Budapesta, exact. Iar în Sibiu, practic, avem o foarte mică parte a populației care mai rămâne. Ei bine, el rămâne și încearcă și face tot posibilul ca orașul să nu fie distrus în cele din urmă. Nici armata română, sunt multe lucruri de discutat. Nici nu vreau să intrăm în niște speculații. Da. Armata română n-a intrat în Sibiu, deci nu l-a ocupat, iar pentru că era mult mai greu să scoți după aceea armata. Militar poate că era mult mai interesant și pentru armata română să intre în Sibiu. O ieșire dintr-un oraș este mult mai grea, bătăliile în general în oraș sunt mult mai crunte. Nu ne putem da seama și încă nu avem destule mărturii ce s-a întâmplat acolo, de ce și de ce armata română nu a intrat. Cert este că orașul a fost, să spunem, protejat de acest conflict în sine, orașul. Aici aș face o mică completare. Din păcate, cel puțin în județul Sibiu avem puține istorii de familie, să zicem, legate de implicarea în diferitele etape ale războiului sau ale Marii Uniri. E un punct mai modest. Sigur că sunt povestiri legate de personalitățile orașului.
să zicem, e un exemplu relevant Octavian Goga, dar rășinăreanu Goga alege să treacă munții și el este mai degrabă integrat în ceea ce înseamnă activitatea elitei politice din vechiul regat. Sigur că e sibian la origine, dar cred că legătura lui cu Sibiu în acele momente nu era la fel de strânsă precum era în etapa lui sibiană, când ca tânăr ziarist pleda pentru importanța mișcării naționale din Transilvania. Dar sunt, să zicem, istoriile, microistoriile comunităților. Comunitățile de români din jurul Sibiului care se mobilizează în momentul în care liderii naționali trag semnalul de alarmă, se mobilizează înspre cauza națională. În toate satele de români se construiesc, se alcătuiesc comitete naționale. Se organizează un fel de comitete care urmau să pregătească un fel de preluare a puterii de către români tocmai pe fondul destabilizării Imperiului. Sunt cunoscute astăzi tot felul de relatări, de la faptul că sătencele, țărâncele au început să coase steaguri brodate cu tot felul de, sigur, steaguri naționale românești, dar pe care își lăsau inclusiv simbolurile județului sau orașului, cu care ulterior au participat la Alba Iulia. Sunt asemenea povești. Sunt poveștile negustorilor care merg spre Alba Iulia, adunarea de la Alba Iulia, care urma să adopte rezoluția de unire, dar care unii au plecat din patriotism, alții au fost foarte patrioți, dar erau și negustori și s-au oprit să-și facă afacerile pe drum. Adică sunt lucruri care sunt perfect de înțeles în contextul dat. Să nu ne imaginăm că, cum să spun, am o vorbă, românii nu dormeau noaptea de dorul realizării idealului național. Adică erau oameni, aveau afaceri de făcut, aveau câmpuri de arat și așa mai departe. Sunt multe asemenea povestiri. Un singur exemplu mai dau și mă opresc, am văzut că suntem... Mai avem puțin timp. Puține... De exemplu, nu suntem... Descrierea zilei de 1 decembrie. Una, ziua de 1 decembrie care a intrat în patrimoniul național, dacă vreți, e ziua națională a României. Toate ziarele din Sibiu, nu doar cele din Sibiu, evident, toate ziarele din Transilvania și nu numai, au descris evenimentele de la 1 decembrie. Dar un simplu exercițiu, dacă luăm presa care descrie adunarea de la Alba Iulia, sibiană, nu merge mai departe, o să constatăm că Foaia Poporului va spune că a fost o zi extraordinară, cu soare pe cer, participă peste 150.000 de români. Alt ziar, Cuvântul Poporului din Săliște, tot din Sibiu, vă spune că a fost o zi înnegurată, cu ceață multă. Adică, ce vreau să spun? Nici măcar ziarele nu au descris identic ziua națională. Dovadă că unii n-au fost acolo, adică au descris evenimentul din relatările altora. Alții au fost acolo, dar au avut propria trăire și au descris-o așa cum au simțit, nu neapărat cum au văzut. Adică toate lucrurile astea arată că momentul 1918 a influențat și a impresionat diferit oamenii, dar sigur, mobilul lor a fost unul singur, realizarea sau votarea acelei rezoluții. Foarte scurtă, completare, ca și final al ceea ce a însemnat acest moment în Sibiu, să nu uităm că la Sibiu, după momentul 1 decembrie, funcționează Consiliul Dirigent, adică cel condus de Iuliu Maniu, cel care era menit și negociat cu Guvernul României, condus de Brătianu, de a realiza la propriu unire, adică practic a acorda cele două zone, vechiul regat cu Transilvania. Ori asta face ca Sibiu să fie de fapt ultima capitală de facto a Transilvaniei în momentul acela, până în 1920-21, când acest Consiliu Dirigent își încheie activitatea. Deci, practic, acesta este finalul când elita românească revine puternic în Sibiu și își lasă amprenta și nu doar pentru Sibiu, ci poate pentru întreaga țară. Mă citesc chiar un exemplu foarte scurt. În timp, 1 decembrie, când pe la ora 10:30 deja mulțimea era adunată și se pregăteau pentru citirea proclamației, la 15 km de Alba Iulia treceau trupele armate germane care se retrăgeau din vechiul regat și care și-au văzut de drum. Era o retragere. Adică n-a existat o rezistență din partea Germaniei, puteau foarte simplu să împrăște acea adunare. Adică e un amănunt pe care din cărțile de istorie ne scapă. Poate nu e important, dar e interesant să știi că, iată, fostul nostru adversar se retrăgea ordonat în liniște spre Ungaria. Este și scopul nostru să ne aruncăm măcar un ochi în această istorie, acum la 100 de ani după ce ea s-a întâmplat, pentru că putem afla multe lucruri noi despre noi și despre comunitățile în care trăim. Vă mulțumesc foarte mult! Poveștile mai sunt multe și ar merita să stăm și mai pendelete să vorbim despre ele. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Mulțumesc. Domnule viceprimar, vă mulțumesc foarte mult și dumneavoastră. Cu Silviu Borș mai rămânem și
în ora următoare, pentru că vom mai vorbi puțin despre acest minunat loc în care ne aflăm. Punem punct aici acestei prime ore, ne reauzim peste câteva minute după știri. RFI